să putem să aducem și o informație destul de la subiect și aplicată de ce alte surse de finanțare oferă zona montană. Noi, ca și grup de acțiune locală, într-adevăr, am avut și avem câteva resurse financiare, însă nu sunt suficiente. Cei care trăiesc aici, permanent, vor trebui să găsească și alte soluții, trebuie să se orienteze și către alte direcții, vis-a-vis de cum poate să-și dezvolte proiectele și stilul de viață, afacerea pe care o au în această zonă de munte. Și de aceea, pe lângă colegii din Republica Moldova care au venit interesați de eveniment în general, a confirmat prezența domnul director Lazar Latu, care e aici în stânga mea și mulțumesc că a venit. O să-l rog pe dânsul să își pregătească prezentarea aplicată pe ceea ce va oferi Agenția Zonei Montane începând cu anul viitor, pe acel program de care dânsul ne-a menționat aseară la Radio Antena Satelor, programul de 10 ani. Domnule director, vă rog frumos. Ceea ce vreau să vă spun până atunci este următorul lucru. Suntem într-un moment foarte, foarte important în ceea ce privește zona montană. În primul rând că este prima dată în 90 când zona de munte a intrat în atenția lui Columbia Guvernale în sensul cuprinderii unui punct distinct ceea ce înseamnă dezvoltarea zonei montane și acest punct distinct concretizat printr-un program de dezvoltare a zonei, un program de 10 ani, un program de alocare de 1 miliard de euro. Ceea ce este și important este că zona montană din România are foarte multe probleme, mai mari sau mai mici probleme, care sigur nu au fost abordate datorită unor motive politice, conjuncturale și așa mai departe. În al treilea rând, zona montană din România, până la această dată, a fost, să zicem, analizată integral. Sigur, tot ce înseamnă strategii politici s-au făcut în special de la București, de la Ministerul Agriculturii, atât cât s-a făcut. Am spus că zona montană nu s-a regăsit într-un program de guvernare. Acum, ceea ce știți foarte bine, că fiecare zonă montană din România are anumite elemente de specificitate, chiar dacă problemele, în general, sunt comune. De exemplu, grupa munților Apuseni are o cu totul altă specificitate și datorită și așezărilor și așa mai departe. Spuneam că problemele sunt foarte multe, dar sunt câteva care nu se poate să nu fie aduse în atenție și orice program de guvernare. În primul rând, trebuie să înțelegem că dacă pornim la drum și vorbim de dezvoltarea durabilă a zonei montane, trebuie să plecăm de la un cadru general. Un cadru strategic general din care, să zicem, nu poate să lipsească componenta strategică, componenta programatică, legislativă și instituțională. Din punct de vedere instituțional, o să iau un pic invers, instituția care se ocupă de dezvoltarea zonei montane, ca instituție de specialitate a Ministerului Agriculturii, este Agenția Zonei Montane. Este înființată în 2015, are sediul la Vatra Dornei, numai că are o structură redusă, un număr de 26 de posturi.
ceea ce înseamnă foarte, foarte puțin pentru ce înseamnă Carpații României, cu o întindere de 71.000 de kilometri, 30% din suprafața țării, o populație de 3 milioane și ceva, un număr de 650 de ovine, un număr de 2.750.000 de ovine, 240.000 de capline, ce înseamnă, să spunem, numărul de animale, bine, comparat cu, la nivel național, toate cifrele se duc în jurul la 20-25%. Dacă se poate, aș vrea să fac o mică precizare, că aș vrea să ne bucurăm de experiența dumneavoastră și dacă sunteți de acord, acolo unde sunt întrebări, am uitat să fac precizarea asta, cei care au întrebări să-i încurajăm să o facă, pentru că asta e foarte important. Eu o să încerc să mă încadrez și în timp și să accentuez acolo unde este foarte important. Din punct de vedere al instituției, am spus, Agenția Zonei Montane, care la această dată, prin apariția Legii Muntelui, Legea Muntelui este o nouă lege a Muntelui, cea veche a fost elaborată și aprobată în 2004, a fost o lege pregătită în perioada când România se pregătea să adere la Uniunea Europeană, o lege care, sigur, astăzi nu mai răspundea cerințelor și problemelor din munte. O nouă lege a muntelui, o lege complexă, o lege generală, o lege cadru, a fost aprobată în această vară și ea la această dată este operațională. Este o lege care s-a discutat foarte mult, o lege așteptată și ce vreau să vă spun, că a fost votată în unanimitate în Parlament cu o singură abținere. Ce este extraordinar de important. Această lege aduce, da, o să vin și eu la zi, aici sigur erau câteva cifre de ce înseamnă muntele și populația la nivel mondial, european, ce înseamnă, uitați, așa arată zona montană a României, această formă, aici oamenii trăiesc, conviețuiesc și sunt cei care întotdeauna au reușit datorită condițiilor deosebite. Adică muntele este recunoscut prin legea muntelui ca zonă defavorizată datorită unor condiții specifice deosebite. Condițiile în general sunt de climă, perioadă scurtă de vegetație, de pantă și altitudine, ceea ce înseamnă că costurile cu care realizăm anumite produse, viața economică, costurile sunt mult mai mari datorită acestor elemente și datorită intervenției și datorită necesității unor utilaje deosebite și, bineînțeles, și dezavantaje structurale. Dezavantajele structurale sunt date, pe de o parte, prin faptul că populația tânără părăsește muntele și nu se mai întoarce înapoi. Știți foarte bine, un tânăr care pleacă din munte datorită condițiilor deosebite, care le găsește în urban sau în străinătate, nu se mai întoarce înapoi, iar în al doilea rând, populația îmbătrânește. Și alte elemente de natură structurală sunt distanțele foarte mari ale gospodăriilor, ale populației față de centrele respective. Și din această cauză, la nivel mondial, muntele trebuie tratat special prin politici și programe de sprijin. În fiecare an, în 11 decembrie, se sărbătorește Ziua Internațională a Muntelui. Și am scris acolo la început, muntele contează. În fiecare an au loc manifestări deosebit de importante. Anul ăsta, sigur, a avut loc la Vatra Dornei. În fiecare an are o anumită temă. Muntele contează. Muntele contează din o mie de motive. Astăzi nu am timp, dar sigur, element de biodiversitate, de păstrare de tradiții, de asigurare de hrană, de apă și alte lucruri de acest gen. Vreau să vin cât mai aproape de ce contează munții. Uitați și dumneavoastră în munte ce se întâmplă, ce zice acolo, stimate domnule specialist? Da. Sigur, asta de ce contează muntele, dacă stați mai lângă el ceva să-i facem.
vreți să... Așa, uitați și dumneavoastră, asta înseamnă biodiversitate. Starea actuală a muntelui, sigur, am vorbit de aceste probleme care sunt foarte multe, în special la munte, am spus lucrurile în afară de deșertificarea umană, de părăsirea populației, de îmbătrânire, sunt câteva elemente clare și precise. Prețurile foarte mici la materii prime. Oamenii sunt descurajați să crească animale datorită acestor elemente de să zicem, prețurile foarte mici, care sunt mult sub costuri, sub eforturi. Și în acest sens, programul despre care vom discuta în continuare este un prim program, din acest program mare de dezvoltare a zonei montane, un prim program acesta de investiții se referă la găsirea de soluții în acest sens. Sigur, vedeți și dumneavoastră un nivel asociativ foarte, foarte slab. Aici vedeți fotografii privind populația îmbătrânită care lucrează la diferite activități încă și, bineînțeles, în stânga populația tânără care părăsește în masă zonele de munte. O problemă foarte importantă pe care noi, sigur, trebuie să ne aplicăm în perioada următoare este degradarea pajiștilor montane. Știți foarte bine că muntele fără animale și fără oameni, în mod deosebit, muntele înseamnă prezența omului, animale, dar ca să avem animale ne trebuie pajiști. O suprafață foarte mare de pajiști, aproximativ 30%, este într-o stare de degradare avansată. Degradarea, în general, vine de la factori, sigur, climatici, de la sub sau suprapășunat, bineînțeles și de la construcții și alte elemente de acest gen. Sigur, programele care urmează trebuie să acorde o atenție deosebită, pentru că la această dată problema pajiștilor nu prea este adusă în discuție. Un aspect important este următorul. Tot ce gândim, tot ce punem în aplicare trebuie să plece de la gospodăria țărănească de munte. Dacă această componentă, satul de munte, gospodăria de munte și ferma de familie, bineînțeles că ne dorim ca aceste gospodării să fie dezvoltate și să ajungă la ferme comerciale și să pună pe piață produse sănătoase care sunt așteptate. Din punct de vedere al fermei de familie, sigur, sunt programe, vor fi permanent programe, pentru că aici este, să zicem, reușita noastră a tuturor. Să dezvoltăm gospodăriile, să dezvoltăm fermele de familie, să le ajutăm să aibă elemente de mică mecanizare, să aibă tot ce înseamnă bazine de purină, să aibă platforme de gunoi, să aibă fânare, pentru că păstrarea fânului în acest sistem de fânare, care sigur în anumite zone este mai dezvoltată, în altele mai puțin, este cea mai bună soluție. În primul rând, evită apariția aflatoxinelor, care știți foarte bine că duc la îmbolnăviri. Bineînțeles, din punct de vedere al gospodăriilor dezvoltate, al fermelor, dotarea cu aceste instalații de predicare în gospodărie a materiilor prime, bineînțeles, lapte și carne. Vorbeam înainte de a veni lumina de ce aduce nouă legea muntelui. Este o lege care este foarte, foarte complexă. În primul rând, e vorba de o nouă delimitare a zonei montane. Ce înseamnă o nouă delimitare a zonei montane? Zona montană la această dată se regăsește în 27 de județe ale țării, în 658 de unități administrativ-teritoriale, iar când vorbim de delimitare, ne referim la acele unități administrativ-teritoriale care se situează la altitudinea peste 600 de metri. Sau între 400 și 600 de metri cu o pantă mai mare de 15%. La această dată, delimitarea s-a făcut în 2007 în baza reglementărilor Uniunii Europene prin aceste criterii. Adică criteriile de delimitare sunt aceste două. Și în special ele sunt altitudine, pantă și combinația dintre ele. În 2004 s-a făcut prima delimitare în România. S-a
în baza unor criterii stabilite și a unor lucrări făcute de către autoritățile județene și locale. Bineînțeles, criteriile au fost atunci mult mai largi și au intrat în zona montană un număr mult mai mare de localități, atât, să spunem, orașe, municipii integrale sau parțiale. Adică și sate care într-o comună nemontană, sate montane. A venit 2007 și, bineînțeles, prin această delimitare au făcut ca 206 unități administrativ-teritoriale să fie scoase din zona montană. Ele nu s-au supărat în prima fază pentru că oamenii și-au văzut de treabă și nu-i deranja foarte mult dacă sunt sau nu în zona montană. Începând cu ultimii ani, prin toate eforturile care s-au făcut, prin submăsurile cu alocare distinctă pe zona montană, pentru că trebuie să știți că și în programarea 2014-2020 și în viitor, sunt unele submăsuri unde zona montană a avut o alocare distinctă, aproximativ 25-30% din anvelopa anuală. Și fermierii au intrat în competiție numai cu cei din zona montană. În afara faptului că au apărut măsuri, cum este măsura 13, sprijin pentru fermierii din zona montană și alte submăsuri și în acest moment, sigur, fermierii din zona montană beneficiază de un sprijin substanțial. Și atunci fermierii, prefecții, primarii, președinții de Consiliul Județene au început să-și manifeste nemulțumirea. De ce noi am fost scoși? De ce oamenii noștri nu beneficiază? Și datorită acestei presiuni, acum, odată cu legea muntelui, a zis hai să facem o nouă delimitare a zonei de munte. Bineînțeles, în viitorul apropiat, în baza unor studii care se fac de instituții specializate, o să apară o nouă configurare a zonei muntelui. Bun. O noutate este problema apariției sau delimitării masivelor muntoși. Această politică de masiv muntoși este o formă prin care comunitățile locale pot să contribuie, într-adevăr, la elaborarea documentelor, la implementarea și monitorizarea lor. Aceste grupe de masive sunt în număr de 9, vedeți foarte bine așa după culori. Pe fiecare grupă de masiv se constituie un comitet de masiv muntos. La nivel național, un Consiliu Național al Muntelui, care va fi prezidat de primul ministru și în acest fel, nu numai Agenția Zonei Montane și Ministerul Agriculturii sunt cei care vor hotărâ, adică și comunitățile locale și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și alte structuri vor participa în sensul ca să se ia cele mai bune decizii. Domnul director, concret aș dori să vă întreb, că văd pe prezentarea de acolo, practic ceea ce ne arătați acum, să înțeleg că județul ale legii muntelui. Județul Bacău va fi arondat grupei orientalelor. Grupei orientalelor și va fi un punct de lucru unde oamenii, adică va fi o structură a dumneavoastră care se va ocupa numai de această regiune și care va acorda consultanță sau va primi proiecte vis-a-vis de programul pe care dumneavoastră îl pregătiți de anul viitor? Nu. Aceste grupe de masivi vor avea niște comitete de masivi formate din primari, din reprezentanți, din specialiști, din ONG-uri, care, sigur, așa cum sunt galurile și galurile vor fi aici și alți specialiști, ei vor fi cei care vor scrie strategiile în viitor, le vor pune la dispoziție, le vom integra și, bineînțeles, vor stabili și vor cere, vor lupta ca zona lor să fie mai dezvoltate, pentru că ei știu cel mai bine care sunt necesitățile lor. Asta este o problemă de delimitare în vederea elaborării de politici la nivel de masiv. Noi nu avem ca francezii. Francezii au această politică, au 7 masivi mari și bine identificați, pe când la noi s-a hotărât să folosim termenul de grup de masiv. Pentru că în oricare dintre ele
sunt un număr foarte mare de masivi. Și atunci această delimitare se face la nivel de grup de masiv, 9 grupe de masiv muntoși. Totodată apare pentru prima dată bazinul montan, noțiunea de bazin montan. Această lucrare, care sigur nu este validată de un studiu, dar este o lucrare care noi ne folosim de ea, bazinul montan, în înțelesul legii muntelui, este constituit dintr-un număr de unități administrativ-teritoriale care au continuitate teritorială, tradiții, obiceiuri și așa mai departe. În general, e vorba de un număr de 10 până la 20 de UAT-uri care, într-adevăr, cum este o vale sau două băi de genul ăsta, poate să formeze un bazin. Aceste probleme, în ce sens ajută? Ajută că în viitor fiecare bazin va fi interesat să facă ca zona respectivă să fie dezvoltată. Pentru că aici ei știu cel mai bine care sunt aturile lor, care sunt, să zicem, ce populație există, cât, pe ce vârste, ce profesii mai sunt, ce animale, ce putem noi să valorificăm, cum putem să creștem, cum putem să promovăm ca să vină pe valea noastră toți turiștii, ca să vină la târgul nostru. Din punct de vedere al întrebării domnului Vlad, lucrurile stau de felul următor. La nivel montan sunt 64 de bazine montane. Și cred că la finalul studiilor tot ceva de genul ăsta o să rămână. Întrebarea domnului Vlad sau răspunsul la întrebare este următorul. Tot în legea muntelui, Agenția Zonei Montane se reorganizează în Agenția Națională a Zonei Montane. Se înființează centre de dezvoltare montană și oficii de dezvoltare montană. Centrele regionale de dezvoltare montană vin, știți foarte bine ce înseamnă, cel puțin poate să vină pe structura centrelor de dezvoltare economică sau poate să vină pe o altă formă, să spunem, cumva la nivel de masiv, uitați cum ar fi Apusenii, să fie un centru de dezvoltare. Acest centru va avea o structură de 8 posturi, va fi la nivel de serviciu și, bineînțeles, va coordona, va avea o structură de profesii, tot ce înseamnă zootehnist, agronom și așa mai departe și va ajuta conducătorii fermieri și va coordona și personalul de la oficiile de dezvoltare montană. Oficiile de dezvoltare montană vor veni la nivelul bazinelor. Dar în ce sens? În această etapă sunt 32, se vor înființa 32 de oficii de dezvoltare montană. Propriu zis, două bazine, va zică un oficiu, va deservi două bazine montane. În fiecare județ, mai puțin Timiș, Arad, Sălaj și Satul Mare, care au numai câteva OAT-uri, în fiecare județ, 23 din cele 27, se va înființa un oficiu de dezvoltare montană. 23 și până la 32 mai sunt 9. Cele 9 se repartizează județelor cu cea mai mare pondere montană, de la primul până la 9, începând cu Cara Severin, cu Hunedoara, cu Maramureșul, care de fapt vor avea 2 oficii de dezvoltare montană. La aceste oficii vor fi un număr de 6 posturi, va fi la nivel de birou și vor avea la fel o structură de profesii aproape similară cu tot ce înseamnă, să spunem, oameni care să vină cu adevărat în sprijinul fermierilor. Câștigul este prin faptul că venim cât mai aproape de la nivel central, venim cât mai aproape de fermieri. Pentru că ne dorim ca la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale să existe un post de specialist agricol, pentru că fermierul prima dată la primărie se duce
și spune, domnule, vreau să fac și eu ceva. Iar specialistul îl întreabă, ce vrei să faci? Și zice, ce ai acasă, cât te faci, nu știu ce. Se duce și vede și apoi, după ce a înțeles ce ar putea el să facă, îl trimite la oficiu. Prin această structură, să spunem, organizațională și profesională, ne propunem să implementăm programele în viitor. Sigur, câteva lucruri noi despre legea muntelui sunt lucruri din domeniul educației, sprijin pe toate categoriile. Domnul Lazar, am o întrebare grecusă de la Chesuieța Făgărașului. Se creează o infrastructură foarte, e foarte importantă și este binevenită. Aș vrea să vă întreb, noi cu liderul suntem de jos în sus cu dezvoltarea. Aș vrea să ne precizați dacă s-a gândit deja care va fi interacțiunea între structura care există prin programul LIDER, respectiv galurile și organizațiile care le-am creat prin măsura LIDER, și care va fi modul de colaborare, pentru că elaborăm strategii și noi și zona montană, și cred că cele două elemente, sau nu numai cele două, și cele locale și județene și cea națională, ar trebui să se întâlnească toate într-un punct. Deci, dacă există, aveți în vedere o colaborare cu celelalte structuri care gândesc strategii pentru aceleași zone montane, speța acum. Este capital, este la urma urmei esența lucrurilor și trebuie să o facem fără doar ce poate. Pentru că fără fermieri, fără producători, fără unități administrative teritoriale, fără galuri care cunosc cel mai bine, și mai ales am spus că în viitor aceste strategii locale vor trebui integrate la nivel de grupe de masiv și apoi, bineînțeles, la nivel național. Altfel nu vom reuși. Am spus întotdeauna, pentru zona montană, pentru fermieri, toată lumea trebuie să contribuie. Nu numai guvernul, nu numai ministerul, prefectul, președintele Consiliului Județean, primarul, toți trebuie să fie interesați ca pe zona lor lucrurile să se schimbe. Altfel ne va fi foarte greu. Indiferent ce structură de oameni și de profesii și de competențe. Este, domnule, este obligatoriu. Ce vreau să vă spun, dar foarte, foarte scurt, vreau să o să vedeți câteva desene care le dau foarte repede. Multă lume, oameni cu răspundere, directori de etaje, m-a întrebat, domnul Latu, când apar normele la legea muntelui, normele metodologice? Stimați oameni buni, legea muntelui este o lege atât de complexă, atât de mare, cu domenii atât de multe și cu atâtea probleme, încât nu se pune problema de norme ale legii muntelui. E adevărat că pentru implementarea ei trebuie să contribuie Guvernul României, toate ministerele, nu numai Ministerul Agriculturii și Agenției. Și o să vă explic repede. Uitați, plecând de la strategia zonei de munte la această dată și vorbim de orientările strategice naționale, care aceasta este, să zicem, cartea de temelie pentru perioada 2014-2020, obiective generale și specifice. Aici sunt domeniile principale ale legii muntelui. Pe fiecare problemă trebuie să construim programe. Pe fiecare domeniu trebuie să construim programe care apoi, prin proiecte de hotărâri, de legi sau de ordine, să le ducem în Parlamentul României, să le aprobăm și apoi să le putem pune în practică, să găsim finanțarea respectivă și așa mai departe. Am făcut această jucărie pentru a înțelege mult mai bine cum trebuie să facem. Pe fiecare problemă să facem, pe fiecare nevoie, pe fiecare, să zicem, greutate, să facem un program. Îl ducem în Parlament sau în Guvern, îl aprobăm și așa mai departe. Cum protejăm muntele și așa mai departe, sigur, vedeți și dumneavoastră că trebuie să știm foarte clar, trebuie să avem o privire din elicopter, nu trebuie să ne apucăm de fiecare dată când vine o necesitate strigentă datorită unor grupuri profesionale. Trebuie să avem întregul, să avem un management sănătos, să coborâm
și să facem ceea ce trebuie. Vedeți cadrul strategic din punct de vedere al celor patru elemente. Indiferent că lucrăm la nivel micro, macro, indiferent național, european, nu se poate pleca la drum fără aceste patru componente. Acum, din punct de vedere strategic, vreau să vă spun că pentru perioada 2021-2027, la această dată, nu avem o strategie, ea trebuie să fie obligatoriu, gata, cel târziu anul viitor. Mai că această strategie, care trebuie să fie pe un termen mai lung decât de obicei, trebuie într-adevăr să plece de la condițiile concrete din teren, de la datele reale. Dacă nu facem acest lucru, n-am făcut nimic. Fără strategie, toată lumea, vedeți dumneavoastră, te întreabă, bun, ce vrei să faci? Ai o strategie, ai un program? Nimeni nu-ți dă un ban dacă nu ai aceste elemente. Din punct de vedere programatic, sigur, un prim program este programul nou, program de dezvoltare rurală, care va veni pe componenta 2021, programul nostru de dezvoltare montană și alte programe. Din punct de vedere legea muntelui, dar vreau să știți că, în primul rând, sunt multe legi care trebuie puse în corelație cu legea muntelui. Trebuie aduse la cerințele din legea muntelui, că altfel nu face nimic în codul silvic, în codul fiscal și așa mai departe. Plus legea oieritului, legea gospodăriilor, legea meșteșugurilor, sunt legi care așteaptă să fie, să spunem, elaborate, aprobate și puse în practică. Dacă îmi permiteți o întrebare. Da, domnul vicepreședinte. Să vă spun că la un moment dat, să știți că e o problemă, cum a spus și dumneavoastră, că trebuie la un moment dat toate ministerele astea care sunt, de exemplu, Ministerul Apelor și Pădurilor. De exemplu, în zona de munte, discutam la un moment dat despre pășuni. Să știți că în zona de munte nu neapărat suprapopularea animalelor. La un moment dat nu mai sunt animale și pășunile, la un moment dat se împăduresc. Și la un moment dat legea silvică, să știți că nu ne prea permite foarte ușor să revenim înapoi la pășuni. Deci trebuie umblat un pic, deci trebuie discuții foarte, pentru că ei la un moment dat le iau foarte severe. Eu, la un moment dat, dacă te apuci și faci curățiri într-o zonă unde ai avut, să zicem, acum 2, 3, 4 ani, pășune. Să știți că ei intervin foarte repede și intervin cu amenzi, cu tot ce se vede. Aici să știți că trebuie lucrat. Deci din prima. Ca să putem câștiga înapoi pășunile din zonă. Și să știți că în zona de munte ar fi un prim pas care ar trebui făcut. Pe urmă, cu animale, bineînțeles, dar dacă nu ai unde să pășunezi animalul, nu ai de unde să îi procuri hrana, respectiv, pentru iernă, pentru că vorbeam despre iernile care sunt destul de aspre zona noastră. Și trebuie toată hrana procurată tot din zona asta. Vă mulțumesc. Nu, ce a spus domnul viceprimar este clar și sănătos. Și sunt prevederi în legea muntelui privind pășunatul, privind accesul trecerii animalelor prin pădure înspre locurile de adăpost sau de la o, să zicem, o proprietate la alta. Numai că, într-adevăr, trebuie puse de acord și trebuie obligate aceste instituții să le respecte. Am dat o lege. Vreau să vă spun și vă citesc din memorie Gheorghe Ionescu Sisești, pentru colegii din Republica Moldova, este unul dintre cei mai mari specialiști în agricultură, Academia de Științe Agricole și Silvice îi poartă numele. În 1931, cu ocazia aprobării legii Camera Agricole, sau modificării lege, a spus așa: o lege este un plan de muncă pentru ministru, pentru guvern, pentru societate. Dar legea nu este munca însăși. Munca însăși începe după ce legea se votează. Legea este ca o casă, ca un plan de casă. Dar un plan de casă frumos nu este casa. E nevoie de muncă, de pricepere și de efort. Am spus-o și la Vatra Dornei în plen, pe 15 decembrie, cu ocazia, și l-am citat integral. Degeaba ne lăudăm că avem o lege a muntelui, ce frumos spune, uite ce, dacă nu o punem în practică. Iar punerea în practică necesită timp. Oamenii trebuie să înțeleagă că e un început,
nu se va întâmpla mâine. Și oamenii trebuie să înțeleagă că nu construim mai pentru noi, pentru astăzi, pentru mâine. Trebuie să construim pentru viitor, pentru generații și așa mai departe. Aici este un, cum să vă spun, generalul. Înseamnă conceptul, înseamnă privirea din elicopter. Trebuie să fie, de la problemele care sunt, trebuie să fie o viziune. Viziunea este, cum să vă zic, elementul în care ne dorim să arate munții peste 20, 30, 50 de ani. Fără viziune, două elemente importante, viziunea și strategia. Fără aceste două lucruri nu putem să construim. Sigur, viziunea, strategia actuală, dar ne trebuie una pentru etapa următoare și apoi obiectivele care sunt. Pentru că asta, de ce facem o strategie? Să vedem care sunt problemele și ce ne propunem prin câteva obiective, care sunt generale și specifice. Apoi prin politici, programe și așa mai departe. La urma urmei, aici este esența. Programe care trebuie să vină și să rezolve aceste lucruri. Programul mare din Legea Muntelui, de fapt, Legea Muntelui a spus că are multe câștiguri. Cel mai mare câștig este că aprobă acest program. Toate guvernele de aici încolo vor trebui să îl pună în aplicare. Dar acest program mare, va fi compus din multe, multe programe. Unele sunt elaborate și aprobate, unele vor trebui elaborate și aprobate și implementate. Un prim program, vă spuneam că este cel de încurajare a investițiilor din zona montană, un program de 153 de milioane de euro, care vine pe fiecare componentă de lapte, carne, lână, fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale și aromatice, inclusiv stâne montane, vine cu investiții clare și precise și cu sume clare și precise. Aceste programe au făcut obiectul unui program mare, dar pentru fiecare program în parte a fost o lege, propriu zis un pachet de legi care a trecut prin Parlament, ambele camere. Prima care a ieșit din Parlament mai devreme, a fost și promulgată, este cea referitoare la lapte și la fiecare are două componente, colectare și sau procesare sau prelucrare. Pentru lapte e vorba de 60 de milioane de euro, centre de sacrificare a animalelor și unități de procesare a cărnii 15 milioane de euro, stâne 7 milioane de euro, lână 5 milioane, fructe de pădure și plante aromatice și medicinale 66 de milioane de euro. Ceea ce este important este următorul. La această dată, această lege își propune ca în fiecare unitate administrativ-teritorială să fie înființată cel puțin, adică un centru de colectare și procesare a laptelui. În fiecare bazin montan se dorește înființarea unui centru de sacrificare a animalelor și procesare a cărnii. În fiecare bazin, un centru de colectare și prelucrare a fructelor și așa mai departe. Ceea ce ține de lână, vreau să știți că vor fi înființate un număr de 8 centre de colectare, spălare și prelucrare primară a lânei. La început vor fi înființate, începând cu 2019, un număr de 135 de stâne în Carpații României, stâni moderne, cu toate elementele de... Să-mi spui, Vlad, când să mă opresc. Eu sunt încântat că ați ajuns aici, cred că mai toți de aici, dacă plecați, eram și mai fericiți, că exact la partea asta voiam să ajungem. Adică noi suntem astăzi aici. Asta ne interesează și pe noi, că în sală sunt această lege, crescători această... de animale, cei care lucrează fructe, legume și cred că ăsta e interesul al nostru tuturor de aici. Unde trebuie să începem? Cine poate să aplice? O primărie? Un
o societate comercială, un PFA, că o formă juridică va fi până la urmă, sau o asociere. Mă gândesc aici, dacă ne-ați mai putea da câteva informații sau dacă nu, să începem să fim de... Nu. Bă, toate legile în mare au același conținut. O să vă spun beneficiarii. Beneficiari privați, la articolul 3, litera C. Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite conform ordonanței 44 din 2008. Întreprinderile individuale și familiale... Aproape toate formele. Nu. Stați un pic. Cooperativele agricole, grupurile de producători, societățile comerciale înființate în baza legii 31 din 90, în mare, să spunem, toți agenții economici, toate formele organizatorice pot să depună un proiect. Forma este următoarea de implementare. A ieșit legea, la această dată a fost elaborat proiectul de hotărâre de guvern și înaintat la Ministerul Agriculturii. Va fi imediat după sărbători aprobat în guvern. Se va stabili forma de implementare, fie pe baza unui ghid, dar se caută și o soluție mai scurtă, mai directă, pentru că știți foarte bine câte probleme sunt cu aceste ghiduri. Se caută o soluție, nu știu ce să vă zic, cum să sune, dar să fie mult mai rapidă. Ce vreau să știți este următorul lucru, că proiectele tip, despre care o să vă prezint și câteva lucruri, vor fi puse la dispoziție gratuit de către Agenția Zonei Montane. Ele vor fi proiecte cadru, cu toate respectă, să zicem, reglementările în vigoare, tot ce înseamnă și de costuri la zi, dar multe elemente ce țin în teren, sigur, diferă de la caz la caz. Ce este important de știut, că costurile respective sunt prinse în suma totală eligibilă. Acest program de investiții este la această dată. Ce ține de celelalte programe, ele sunt la promulgare la președinte. Sigur, vor ieși și ele foarte repede. Încheie așa. Ce vreau să rețineți, că acesta este un prim program clar, care se referă la materiile prime specifice din zona de munte. Datoria noastră este să elaborăm programe, aici e vorba de dezvoltarea fermei de familie, aici e vorba de activitățile non-agricole și, bineînțeles, elemente de infrastructură. La ce ține de non-agricol, vreau să rețineți că șansa muntelui este la îmbinarea sau a da mâna agricultura cu turismul. Agroturismul este șansa salvării noastre. Ca produsul montan să fie valorificat pe un lanț cât mai scurt, să aibă un grad de valorificare cât mai mare și în acest sens venim cu un program de dezvoltare și aducerea fermelor de familie ca unități de primire turistică. Inclusiv gospodăriile montane să aibă această șansă să primească turiști. De asemenea, vreau să știți că în Carpații României sunt 12.000 de gospodării care nu sunt racordate la energie electrică. Și trebuie să venim, obligatoriu să venim, dacă vrem să creștem atractivitatea muntelui, să venim cu programe ca și aceste gospodării să fie raportate la formă de curent alternativ, la energie verde. Dacă îmi permiteți, bună ziua, sunt Gheorghe Baciu, primarul din Slănic, Moldova. Noi suntem oraș cu peste 5.000 de locuitori, nu suntem asociați la niciun gal, nu suntem eligibili pe AFIR. Legea muntelui ia în calcul ca și orașele, stațiuni turistice, orașele montane, să beneficieze de anumite culoare de finanțare, să fie eligibile pentru a aplica atât în parteneriat primăria cu agenții economici sau cu structurile asociative. Și a doua întrebare, și o rugăminte în același timp, la acest moment
terenurile neproductive nu sunt impozitate. În așa fel încât, la Sălim Moldova, noi avem o structură asociativă, un composesorat, care are 174 de hectare de teren neproductiv. La momentul acesta, nu sunt culoare de finanțare pe Ministerul Agriculturii pentru a le împături sau a le transforma în pășune, ce spunea și domnul viceprimar, dar noi nu-i putem constrânge să facă acest lucru din veniturile pe care dumneavoastră le-au. Respectiv, rugămintea noastră este să faceți demersurile necesare pentru că aceste terenuri neproductive să fie impozitate, chiar supraimpozitate, ca și clădirile și terenurile părăcinite, în așa fel încât persoana respectivă sau structura asociativă să fie obligat să le împădurească sau să le amenajeze sau, de ce nu, să le doneze la autoritatea locală, care autoritatea are interesul să fie gospodarul localității. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul primar. Răspunsul este, cel puțin pentru prima parte, este următorul. Când vorbim de zona montană, am spus 658 de unități administrative teritoriale, între care 81 de municipii și orașe. Vorbim de tot ce înseamnă zona montană. Desigur, nu, nici nu se pune problema să nu intre în calcul. Dar mai mult, am făcut demersuri și o să continuăm. Mulți dintre dumneavoastră știți că sunt multe orașe mai nou înființate și comunele respective sau satele sau anexele care au fost arondate nu sunt eligibile la finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu toate că fermele respective au aceleași particularități, doar că sunt la oraș. Și într-adevăr trebuie să venim și să punem presiune să rezolvăm această problemă. Ce ține de a doua problemă, sigur, o să o rețin, poate și comunicăm și stă în picioare. Vreau să vă spun... Domnule director, aș vrea să... dacă puteți să concluzionați într-un minut, pentru că aș mai avea pentru cei invitați încă un concept, cei de la Moldovenesc, trei minute. Mulțumesc mult. Stimați domni și doamne, am spus gospodăria montană, satul montan, gospodăria și produsul montan. Fără produse bune, branduite, ambalate, calitate standard permanent și certificate, dacă se poate european, național, dar eu vorbesc de produse certificate pe mențiunea certificat montan. Aceste produse, aceasta este șansa dumneavoastră, a noastră, a tuturor. Există legislație românească, suntem printre primele țări care am implementat repede, tocmai de asta, de a veni în sprijinul dumneavoastră. Este o formă prin care noi putem să vă ajutăm. În revista Perma, cine citește de săptămâna care aveți acum, am la mine articolul, un producător de mere de la Albine, din zona montană, Cara Severin, vedeți, Petru Bărbuț, cât de frumos spune că și-a certificat, nu l-a costat nimic, a fost foarte rapid, traseul a fost foarte rapid, și cât a câștigat? Ne trebuie ca produsele noastre să fie cunoscute. Șansa muntelui constă în valorificarea produsului montan de calitate. Asocierea este capitală. Aici la Ghimeș și Făget este un lucru foarte bun. Dânsii s-au detașat, să zicem, puține locuri sunt atât de bine. N-au făcut pași mari, dar au plecat, au luat startul. Sigur, problemele și ale muntelui sunt complexe, fiecare în parte necesită, să spunem, foarte multă analiză. Ceea ce trebuie să știe oamenii că Guvernul, Ministerul Agriculturii, într-adevăr, știe ce trebuie să facă, numai că trebuie să înțelegem că împreună trebuie să realizăm aceste obiective. Fără dumneavoastră, fără producători, degeaba. Și cu asta, conform prietenului meu Vlad, am venit de fiecare dată aici, sunt oameni deosebiți. Primarul știe să adune oamenii, cu domnul Pal,
oameni de acest gen și alți agenți economici. Fără oameni nu face nimic. Omul sfințește locul. Aveți tot respectul meu pentru ceea ce faceți. Vă urez sărbători fericite, sănătate și anul 2019 să fie un bun. Ați avut o prezentare aplicată și foarte, foarte la obiect, detaliată. Am plecat, o să plecăm de aici bine instruiți vis-a-vis de faptul că o faceți treaba și că legea muntelui și zona de munte devine o zonă bine reglementată. Așteptăm cu mare interes, eu cel puțin și cei care sunt aici, să vedem și acele ghiduri, acele proiecte concrete, contribuții și așa mai departe, să știm foarte bine cu ce plecăm la drum, cu ce proiectanți, cu ce specialiști, unde plecăm să ne prezentăm proiectele. Cum bine spuneați, viitorul zonei de munte ține în produse, degeaba avem produse dacă nu știm cum să le promovăm. Este un concept aici, în sală, prezent, este vorba de Mihai Mihu și Vasile Grecu. Ei au pornit de mai bine de 2 ani de zile, dacă nu greșesc, un concept, se numește Mall Țărănesc, și îi rog cu scuzele de rigoare că toate s-au mai decalat așa puțin să-și facă prezentarea și să prezinte conceptul lor, pentru că e unul care, eu zic, mi-a plăcut foarte mult când l-am văzut și ajută tocmai producătorii. Ei și-au rupt din timpul lor, e o activitate voluntară, dar îi las pe ei să spună mai departe tot. Mulțumesc mult, Vlad! Bună ziua, numele meu este Mihai Mihu, reprezint Asociația Creștem România Împreună. Îl felicit pe domnul Anton, sper că voi avea ocazia să avem o discuție punctuală și să nec fiecare, aproape fiecare punct din propunerile dânsului. Din punctul meu de vedere, lucrurile trebuie să fie mult mai pragmatice. A teoretiza tot ceea ce se întâmplă este spectaculos, dar în 20 de ani, din punctul meu de vedere, vom rămâne fără efective de animale și fără oameni. Și atunci interesul este acela de a avea niște rezultate pe termen scurt, rezultate pe care să putem clădi acel ceva care se numește viziune, strategie, cum o denumiți dumneavoastră. Foarte impresionante schemele dumneavoastră, dar din punctul meu de vedere, să fie cu iertare, le consider foarte frumoase, ca să zic așa. Acum, vis-a-vis de ceea ce înseamnă asociația care se numește Creștem România Împreună, cuvântul cheie este împreună. La ora actuală derulăm proiecte pe două direcții. Derulăm proiecte pe sectorul de mediu. Avem un proiect care se numește Plantează în România, care la ora actuală este cel mai amplu proiect de plantări cu voluntari din România. Și apropo de terenurile degradate de care am amintit, bine, noi plantăm doar pe terenuri aparținând statului. Încercăm să identificăm pe cât de mult putem acest gen de terenuri care să aibă și o dimensiune socială, în afară de aspectul ecologic sau aspectul silnic care îl presupune partea de plantare. Anul acesta am plantat undeva spre 120.000 de puiesc, ceea ce înseamnă grosul mod undeva peste 22-24 de hectare, și am scos undeva în jur de 2.500-3.000 de voluntari. Faptele astea spun ceva. Noi încercăm să facem mai întâi și după aceea să spunem că am făcut. Acum, cealaltă direcție, care de fapt este pretextul pentru care noi suntem aici, este reprezentat de încercarea de a recrea relația rural-urbană. Din punctul meu de vedere și experiența interacțiunii cu gospodari o spune și o demonstrează, nu este nevoie de vreo certificare, de vreo schemă de calitate. Este nevoie de autenticitate. Este nevoie să știți că produsul pe care îl faceți dumneavoastră are o poveste. Cred că nimeni nu se îndoiește că zona asta este ecologică, chiar dacă nu este certificată. Nu asta este important. Important este că dacă vă găsiți, vă identificați piața, atunci cu siguranță succesul vă este mult mai aproape. Reprezintă un prim pas. Cui vă adresați? Ce vreți? Cui vreți să vindeți produsele pe care le aveți? Este o primă întrebare pe care va trebui să vă puneți. Iar după aceea, lucrurile se creează cătinel-cătinel. Aici, din punctul meu de vedere, aveți un complex de care... E prima oară când sunt în Ghimaș Făget, cu siguranță voi reveni. Vă felicit pentru ceea ce aveți, în primul rând.
E chiar foarte fain, foarte fain, e foarte mult potențial. Bun. Pe partea cealaltă contează foarte mult calibrarea așteptărilor. Ce înseamnă calibrarea așteptărilor? Înseamnă îmi doresc să devin milionar sau îmi doresc să-mi fie bine mie, familiei mele. Ce îmi doresc? Pentru că în funcție de aceste necesități pe care le am, pot să iau alte decizii. La asta se rezumă. A, vreți să fiți o fermă foarte mare, cu siguranță, atunci, mai devreme sau mai târziu, veți avea nevoie de scheme de calitate. Dar dacă facem referire la gospodării de subzistență, la mici gospodării, mici ferme, tot ceea ce înseamnă procedură și birocrație, cu siguranță nu se justifică pentru dumneavoastră. Se justifică mai degrabă să interacționați cu familiile de afară, cu cei care au venit și să vă spuneți povestea. Și calitatea produselor va vorbi de la sine. Despre asta vorbim aici. Acum, vis-a-vis de proiectele pe care le derulează asociația, noi avem două proiecte. Una se numește Adoptă un țăran. Este o componentă eminamente sociale. E o componentă, este un proiect care pune la oaltă sau, da, pune la oaltă familiile de la oraș cu gospodăriile de la țară. Pretextul este reprezentat de achiziția de produse agroalimentare. La anul vom schimba paradigma, vom schimba regulile jocului vis-a-vis de acest proiect. Mai mult o să vă spun anul viitor. Însă, ceea ce vă pot spune vis-a-vis de Adoptă un țăran la ora actuală este că în cadrul acestui proiect avem undeva în jur de 700 de voluntari, din care am verificat undeva spre 130-140. Avem peste 50.000 de oameni care ne urmăresc pagina de Facebook. Nu am plătit un leu pentru ceea ce înseamnă promovare. Un leu nu am plătit. Avem oameni care ne urmăresc. Avem oameni care ne mulțumesc gospodari pentru că au intrat la noi în proiect și pentru că s-au făcut legăturile de așa manieră încât există vizite regulate ale acestor familii de la oraș către gospodăriile de la țară. Însă scopul, cuvântul adoptă, nu presupune o achiziție de produs agroalimentar sau de meșteșugărie. Presupune interacțiune umană. Ori noi asta încercăm să promovăm. Cuvântul împreună spune acest lucru. Împreună. Și ei, și noi, și toată lumea. Împreună. Bun. Pe partea cealaltă, am lansat acum mai puțin de 2 ani, un an jumate, o platformă electronică care se numește Molțărănesc, care este mult mai practică, pune la oaltă, la fel, gospodăriile de la țară cu familiile de la oraș, dar având ca scop strict comercializarea unor surplusuri de produse. Aceste surplus de produse, mă o să îmi permit să facem un pic așa. Avem o tradiție ce vrem să o lăsăm nepoților și strănepoților noștri. Ca să nu uităm cine suntem. Și mai avem o istorie vie, care încă trăiește prin produsele locale ale fiecărui gospodar sau meșteșugar autentic. Cumpărând de pe Molțărănesc.ro, hrănești două familii, a ta și a lor, împreună. Proiect susținut de Patria Bank. Spotul cred că esențializează foarte tare ceea ce vrem să facem. Cel pe care l-am filmat este un producător de vin din județul Vaslui, da? Este unul dintre beneficiarii acestui proiect. Proiectul este gratuit. Este realizat, este o inițiativă exclusivă a Asociației Creștem România Împreună și are și parteneri printre care SOS Țara Făgărașului. De asemenea, tot ceea ce înseamnă partea de... deci accesul este gratuit, asta trebuie să rețineți. Sunt cazuri reale. Ceea ce vreau să vă mai spun este modul de funcționare. Aveți acces la o platformă online, unde vă administrați singur produsele, unde noi venim cu ceea ce înseamnă parte de potențial de piață. Din punct de vedere al cifrelor, în un an jumate aveam aproape 600 de gospodari înregistrați și avem aproximativ 4500 de clienți care generează cereri, care generează comenzi. La ora actuală avem undeva în jur de 7-8 comenzi zilnice pe diferite tipuri de produse.
Direcțiile de viitor sunt destul de simple. Vizăm ca la anul deja să ajungem la un minim de 1500 de gospodari, vizând un 1% din totalul fermierilor care au aplicat pentru subvenții de la APIA. Adică dintr-un total de 850.000. Pentru că nu toată lumea e premiat. Pentru că cei care înțeleg să vină alături de noi vor veni. Pentru că, de fapt, ceea ce înseamnă acest mult țărănesc înseamnă mai mult decât o achiziție de produs agroalimentar. Credem foarte tare în componenta socială a acestui proiect. De fapt, indiferent că vorbim de Plantează România, indiferent că vorbim de Adoptă un țăran sau de alte proiecte, pe fiecare dintre acestea identificăm o componentă socială. În momentul în care există o tranzacție, o achiziție de produs agroalimentar de la un țăran, automat în afară de produs, eu susțin, da, două familii. Familia mea și familia celui care produce acel produs. Aici apare legătura socială. În plus, dacă luăm în considerare conceptul de economie locală, care cu siguranță vă este familiar, atunci deja lucrurile capătă un cu totul și cu totul alt sens. Acum, noi punctual, vă rog, dacă aveți întrebări, cine are întrebări punctual, vă rog. Așa. Ideea este că, de asemenea, am identificat încă câteva, evident că pe măsură ce trece timpul, încep să identifici noi necesități. Prima necesitate pe care am identificat-o este reprezentată de partea de transport. Este extraordinar de dificil, pentru că pe de-o parte țăranul, gospodarul trebuie să stea să-și facă treaba așa cum trebuie, pe partea cealaltă cei de la oraș sunt cu vârtoarea vieții și nu au timpul necesar să ajungă la țară. Indiferent că, și aici putem lua în calcul inclusiv ceea ce înseamnă turism de aprovizionare și așa mai departe. Dar asta e o altă discuție. Și atunci încercăm să venim, deja suntem în faza de proiectare, cu un concept de hub alimentar. Hub-ul alimentar este reprezentat de un loc unde gospodarii vin și-și lasă marca și același loc de unde clienții vin și-și o ridică. Dar totul folosind, având la bază, partea de infrastructură online. Urmează de asemenea, de fapt, în subsidiar, noi am avut deja o serie de evenimente locale în zona Brașovului, dar am avut niște evenimente similare, unde am adus producători care au interacționat cu gospodari. De asemenea, în ultimul rând și cu asta termin, am lansat o etichetă de mult țărănesc pentru anumite produse care primesc un feedback pozitiv, un răspuns, o părere obiectivă din partea celor care au cumpărat produsul, dar noi le trimitem niște chestionare de evaluare, acele produse, și aici, atenție, foarte frumos, preferăm ca piața să selecteze produsele. Dacă cineva a făcut o achiziție de produs și nu este mulțumit, cu siguranță noi vom ști lucrul ăsta. La fel, cum știm, și faptul că produsele respective sunt ok, sunt bune. Și atunci încercăm să promovăm din ce în ce mai mult respectiva gospodărie. Evident că tot ceea ce înseamnă promovarea gospodăriei ține cont de certificate de producător, de atestate de la DSV și așa mai departe. Este normal să se întâmple lucrul ăsta. Cu cât sunt mai multe, cu cât există o investiție a gospodarului care să demonstreze o capacitate și o dorință de a fi mai performant, cu atâta este și în interesul nostru al platformei de a face, de a veni în sprijinul lui. Și aici, apropo de ceea ce înseamnă sprijin, vom porni de asemenea la anul o resursă informatică care să vină atât în sprijinul țăranilor, cât și în sprijinul orășenilor în a face educație. Băi, de ce îmi trebuie certificat de producător? Cu ce mă ajută asta? Care este modalitatea prin care obțin acest certificat? Și rest, dau acum exemplu, dar vor fi informații de ordin legal, de ordin de marketing, de ordin sanitar veterinar, astfel încât, asta pentru partea de gospodari, pe partea cealaltă, vis-a-vis de ceea ce înseamnă mediul urban, avem alte genuri de informații pe care vrem să le promovăm. Cert este că încercăm să venim cu o structură, cu o platformă, deja facem lucru, se simte, așa, pentru a veni împreună. Și pentru a construi pas cu pas ceva care să vină în sprijinul dumneavoastră real. Restul, evident, ține de dorința și de manifestarea acestei dorințe, că nu e așa, nu-i de ajuns să zic, băi, vreau, trebuie să și fac ceva, așa, de a
de a merge mai departe. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să ridică provocarea. Aplauze. Mai bine că dată filmul ăsta și vă rog, veniți și în zona noastră și faceți la un răspătare. Trebuie să spun și eu câteva. Avem o tradiție ce vrem să o lăsăm nepoților și strănepoților noștri. Ca să nu uităm cine suntem. Și mai avem o istorie vie, care încă trăiește prin produsele locale ale fiecărui gospodar sau meșteșugar autentic. Cumpărând de pe moltsaranesc.ro, hrănești două familii, a ta și a lor, împreună. Proiect susținut de Patria Bank. Prima dată vreau să apreciez această structură de voluntariat, o asociație care ajută oamenii. Este foarte important să facem acest lucru. Doi, că nu sunt de acord că trebuie să existe diferențe între dumneavoastră și structurile guvernamentale. Nu, am înțeles eu că nu sunteți de acord cu aceste planuri. Ele nu trebuie combătute, ci trebuie susținute și îmbunătățite. Nu vreau să intrăm în chestia asta, vreau doar să vă spun așa, că dacă n-aș fi primar, sigur aș fi 100% de acord cu dumneavoastră. Dar la primărie vin și reclamațiile și structurile de control de concentrate, da? Gen protecția consumatorului și cealaltă. Și atunci noi cu toții și dumneavoastră, și guvernul, și parlamentul, și noi, primarii, prin structurile locale, trebuie să facem un așa încât să ne sprijinim, dar să ne și completăm. Și vreau doar să vă dau un exemplu. Dacă cetățeanul respectiv de la oraș cumpără de la gospodarul de la țară, prin suportul dumneavoastră, ca promovare, ca structură asociativă, și este nemulțumit, din diferite motive, atunci sigur că atrage și structura asociativă în acest joc. Dar ba mai mult, dacă și scrie asta la protecția consumatorului, atunci ajunge la primărie și primarul trebuie să dea socoteală ce se întâmplă pe terasa localității. Și atunci ar fi mai bine să completăm fiecare ghid, fiecare normă de aplicare a unei legi, să o completăm noi, să o facem mai facilă și atunci, desigur că lucrurile vor evolua mai bine. Și închei doar prin a vă spune că dacă cetățeanul de la oraș cumpără ceva care nu-i afectează sănătatea, nu mai cumpără. Dar dacă, Doamne ferește, ajunge în spital cu o boală și mai grav a și decedat cineva, atunci cine răspunde? Pentru că ajungem într-o situație foarte... Nu vreau să... cu drobul de sare, știți dacă... Dar astea trebuie și reglementate și trebuie și conștientizate. În sensul în care și dumneavoastră, ca structură asociativă... Noi am construit case. 14 ani eu am fost în structură de responsabilitate socială, individuală și colectivă. Și chiar și la case aveam reclamații. Că ori nu-i peretele drept, ori colțul ăla nu este făcut sau gresia aia nu este. Și atunci trebuie să încercăm să evităm asemenea abordări de cum spune, că celălalt nu face bine și sigur eu fac mai bine. Vă mulțumesc că apreciez ce faceți încă o dată, închei cu tot cu apreciere și succes pe mai departe, pentru că avem nevoie de structuri de voluntariat și oameni care ne ajută. Vă mulțumesc! Poate că a părut foarte dură introducerea, nu a fost aceasta dorința. Principial nu suntem, dacă așa ați perceput, o să fie cu iertare. Sunt așa mai firulent, efervescent pe direcția asta. Da, sunt mai efervescent. Ceea ce pot să vă spun vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră sau de scenariul de care ziceați, în toate interacțiunile, în 3 ani jumate de când funcționează aceste două proiecte, nu am avut nici un caz de vreo cerere, de vreun reproș din partea vreunui consumator. Nici unul. Evident că încercăm și aici fac o paranteză. Eu, la nivel de proiect, la momentul ăsta, ideea noastră de a construi un
impropriu spus standard, dar hai să-l numim așa, dar care să se aplice, care să aibă la bază cuvântul echitabilitate. Adică, într-un mod se aplică pentru o fermă, pentru o gospodărie de subsistență, există acolo, va exista un set de reguli minimale. Pentru o gospodărie, pentru o persoană juridică, vom veni cu alt set de reguli. Pentru o companie foarte mare, cu alt set de reguli. Este normal, dar este normal în condițiile în care facem referire nu strict la partea legală. Băi, asta e legea, o aplicăm pentru toți. Pentru că nu-mi spuneți că pentru 30 de borcane de dulceață trebuie să mă duc la DSV și să plătesc 250 de lei, să mă ierte Dumnezeu, 150 de lei. Este o sumă mult prea mare. Da, pentru cineva care are un surplus de produse. Ori, dacă continui afirmația domnului aceea de a susține micul gospodar, pentru că ei sunt, este părerea mea, da? Dacă încă mai avem ceva în România asta, avem cel mai mare număr de gospodării din Europa. Care, da, individuale. Care țin, care le vedem, le omorâm, așteptăm să treacă 20 de ani, ce facem? Este foarte bine, este super faptul că gândim la nivel, pe distanță mare de timp. Dar să nu uităm de grija zilei de mâine. Și acum o să las pe colegul și partenerul meu, Vasi, de la SOS Țara Făgărașului, care o să vă povestească din niște lucruri. Mihai este orășan și el vede lucrurile de la oraș, este consumatorul. Eu sunt fiu de țăran din Țara Făgărașului și o să vă completez conceptul, pentru că trăind la țară, știu cum funcționează lucrurile. De aceea, cred că putem pleca de la premisa că omul sfințește locul și de la faptul că lucrurile trebuie să meargă de jos în sus și nu numai de sus în jos. Și atunci, conceptul de mod țărănesc a venit cu o completare care se numește raionul cu produse țărănești. Un raion cu produse țărănești ar însemna o responsabilitate care și-o asumă cineva pentru administrarea unei zone teritoriale reduse, de o comună, două, trei, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă pe platforma Mălțărănesc. Și ca să simplific un pic prezentarea, o să vă pun și eu un mic slide. Ca să înțelegi. Modul țărănesc este un concept inovativ prin care sătenii își pot valorifica ușor produsele. Producătorii se grupează în parteneriate pe arii geografice de mici dimensiuni și își deschid un raion cu produse pe platforma moltsaranesc.ro, unde vor primi și comenzile. Fiecare raion va avea un responsabil care va veghea la bunul mers al treburilor. Fiecare sătean se va înscrie pe platformă, unde își va prezenta oferta săptămânală în standuri individuale personalizate. Cei care nu se descurcă vor avea sprijinul responsabilului de raion. La înscriere, fiecare sătean va primi un QR cod personal. Toate produsele livrate de sătean vor fi ambalate și vor conține acest QR cod. Citind acest QR cod cu telefonul mobil, cumpărătorul vizitează prin internet standul producătorului și vede astfel întreaga ofertă de produse. Produsele sunt colectate cu o mașină frigorifică, sortate într-un centru logistic și distribuite apoi cumpărătorilor. Parteneriatul poate accesa și fonduri europene pentru achiziționarea mijloacelor necesare colectării, sortării și distribuției produselor tranzacționate. Fiecare comandă va genera un SMS pe telefonul săteanului cu textul „Atenție, ai comandă pe MOL!”. În ziua stabilită pentru colectare, săteanul va preda produsele comandate și documentele necesare curierului. Acesta le va sorta și livra clienților cu plata la murs. Sprijină înființarea raioanelor cu produse țărănești. Înscrie-te gratuit pe platforma moltsaranesc.ro, indiferent că ești producător sau consumator. Efortul tău va ajuta la atragerea fondurilor necesare. Nu uita moltsaranesc.ro. Participă acum la constituirea celui mai mare mall din România. Da. În principiu, cred că am spus prin acest videoclip cum s-ar aplica în practică și ceea ce s-ar putea face la nivel local.
practic ar fi vorba de un business pentru o familie care să își asume, să cunoască foarte bine zona, să-și asume transportul printr-un curierat rapid și platforma este așa gândită încât lucrurile să meargă simplu cu ajutorul unor telefoane, nu cu, neapărat cu infrastructură sofisticată gen fan curier, să stabilească niște puncte de colectare pe vale, de unde o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, de câte ori pe săptămână, să adune produsele comandate pe platformă, să le adune, selecteze și pune, să le pună pe consumator, în pungile consumatorilor și să le livreze la poarta fabricii, pentru mai mulți, la poarta instituției sau individual acasă, cine plătește. Business-ul acestei familii este să câștige în taxa de curierat. Restul este treabă între consumator și producător, o relație comercială directă, așa cum a prezentat un Mihai, și într-un final să se creeze două comunități. Una de oameni care produc și pot să-și planifice producția pentru că au partea cealaltă, o comunitate de consumatori care o dată pe săptămână sau printr-un coș săptămânal chiar pe bază de abonament știu că vor avea ce ai necesar pentru o săptămână la oraș. Este relativ simplu. Vreau să spun că măsura 16.4, despre care am făcut referire în clip, este pe punctul ca să lansat, dacă nu s-a lansat zilele astea, o să fie 3 luni la dispoziție pentru elaborarea proiectelor, se pot accesa până la 100.000 de euro de la Ministerul, de la PPBNDR. Cine se gândește să-și facă un business, este la dispoziție. Dacă aveți întrebări. Dacă ne permiteți, îmi permiteți să vă spun câteva cuvinte, oricum ne-ați compreșită la un moment dat și dumneavoastră și cu proiectul de zona montană, să știți că începând de anul ăsta, în ianuarie, deci când ne întâlnim și în zi, în Ghimeș, trebuie să avem persoane care te contact și să dăm informații la oameni referitor pe toate ramurile. Pentru că am văzut că totuși, deci ideile la noi deocamdată avem, uite, producători, suntem pe aceeași undă, dar nu ne cunoaștem. Deci avem produse, avem, uite, degustare, e un punct, nu, deja de colectare al Ghimeșului, cum ar veni, care, uite, a apărut înainte, poate, de ideea înființării altor structuri. Deci, de la 1 ianuarie, să știți că vreau să, din, la începutul anului, să ne întâlnim și să punem la punct pe Ghimeșul treaba asta. Numai pentru zona, numai pentru Ghimeșul. Să... Cu mare drag. Vreau să vă spun că degustarea nu, sigur că a pornit înainte, dar poate fi un punct în care, odată ce un trecător gustă, după aceea nu mai trebuie să vină. Că drumul aici e bun, spre Miercurea, ce vă spun eu, că nu e bun. Că de acolo... Aici revin deja la nivel mai înalt și s-a promis că se va continua. M-a apărut ea în între timp și sper la primăvară să țină de cuplu și să fie DNA-ul 12 ani, spunea că ar trebui să fie făcut mai departe. Mulțumesc! Trebuie găsit omul, oamenii care să sfințească locul. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc foarte mult celor care ați vorbit. Plec, să zic, în târg aici cu... Sincer, nici nu știu cu ce să mă apuc, cu ce ar fi important de făcut. Aș vrea să dau cuvântul și lui Sergiu Mihailov, el e reprezentantul unui ONG din Republica Moldova, care până la momentul ăsta, dacă aveți vreo impresie și ne puteți împărtăși ceva din ceea ce ați văzut și auzit. Da, mulțumesc, Vlad. Bună ziua tuturor. Într-adevăr, suntem un grup care am venit aici să preluăm din tradițiile bune pe care le aveți aici, din experiența dumneavoastră, felul în care vă promovați, scoateți în evidență produsele locale, felul în care colaborați, vă asociați pentru a
vă spori șansele de a găsi piața de desfacere. Suntem un grup care reprezentăm pe de parte acele structuri, parteneriate publice-private care încep să apară și la noi grupuri de acțiune locală și am putut și am avut șansa, am putut prelua din experiența grupului de acțiune locală Valea Muntelui. Suntem și producători agricoli, suntem acei care vom duce mesajul mai departe acolo la noi, vom încerca să luăm partea bună a lucrurilor, felul în care toți cei care ați pus umărul și ați creat așa un eveniment, forme asociative, grup de acțiune locale, autorități publice locale, producători agricoli cei mai importanți, v-ați mobilizat, ați reușit, ați făcut un târg frumos. Cum spunea și domnul Anatol la deschidere, atunci vă invidem din acest punct de vedere într-o zonă frumoasă, cu produse sănătoase, cu autorități, ONG-uri, voluntari care ajută și promovează zona. Vă dorim succes și cu siguranță o să mai venim și cu grupuri mici de producători de diferite produse pentru a prelua și de ce nu a stabili și relații de colaborare. Succes! Și de ce nu, dacă tot s-a vorbit de degustare, eu m-aș vrea să încheiem așa un pic și cu o notă a gazdelor noastre de aici, de pe Ghimeș, inițiatorul proiectului Degustarium, domnul Petru Pal. Bună ziua! Încep prin a vă mulțumi chiar dumneavoastră, domnule Vlad, pentru că în momentul când am plecat la acest drum, imediat ați venit și ne-ați luat de braț și ne sprijiniți, adică sunteți acea cârjă cu care noi șchiopătând avem în ce ne sprijinim. Mulțumesc, bineînțeles, Consiliul Local și Primăriei, și domnului primar și domnului vice. Mulțumesc domnului director general, în mod deosebit, pentru prezența dumnealui de a aduce aduce informația și de a ne o prezenta. Bun venit, domn director Lazu Lazar. Mulțumesc voluntarilor, mulțumesc tuturor prezenți, dar vreau să specific un lucru. În toată țara vorbim peste tot de vânzare. Că trebuie să vindem cum să vindem. Dar eu vă spun, e o problemă foarte mare în producție. Deci nu avem producători. Aici, dacă vreți să mă înțelegeți, eu cu oamenii ăștia care sunt afară am discutat de zeci de ori, poate de sute de ori, ca să înceapă să producă. La noi, cum spunea domnul Mihai, prima dată la 10 borcane trebuie să-l taxăm. Un laborator pentru a testa produsele este la 115 km de noi. Astea sunt problemele. Și trebuie să identificăm oamenii care chiar vor să mai producă ceva. Și să-i sprijinim, cu orice preț să-i sprijinim. Că altfel rămânem doar cu platforme, rămânem cu legi și ce putem face. Credeți-mă că cu tristețe constat că din cei 7.000 de locuitori, aproape 7.000 de locuitori ai comunei Ghimeș-Făget, după Revoluție, dacă numărăm bine, nu știu dacă ieșim cu 3.000. Și asta nu pune o întrebare? Cei 17.000 de capete de cornute, dacă acum avem 700, e foarte mult, nu pune o întrebare? Aici sunt problemele noastre. Problemele noastre sunt și alea de vânzare. Uitați, acum, dacă ne ducem pe standuri, nu mai avem ce cumpăra. Și mai avem o zi de târg. Ce facem? Îi batem producător să mai aducă? Nu avem cum. Asta este capacitatea noastră. Asta este posibilitatea noastră de a face. Pentru ce? Pentru că, primul și în primul rând, noi punem taxele, noi căutăm de unde și cum să luăm de la producător. Legislația în sine. Oamenii s-au speriat. Dom'le, nici noi nu a ieșit cu nimic, deja să-l taxăm.
Bun. Trebuie și chestia asta, trebuie făcută, trebuie taxat. Deci eu nu sunt sub nicio formă pentru evazioniști. Nu sunt pentru oameni care lucrează la negru. Dar haideți să găsim o posibilitate pentru oameni care muncesc în greu, din greu, să-i sprijinim real. Real și să-i recunoaște. Și, cum am spus la deschidere, produsul tradițional nu trebuie catalogat ca atare, ca o tradiție. Trebuie catalogat și înțeles prin produs tradițional o mâncare, un produs sănătos. Ca să nu mai spun un lucru foarte palpabil. Dacă populația a scăzut 40% pe Valea Muntenii, Valea Trotuciului, și în loc de 3 farmacii în cele 8 comune, avem 18 farmacii cu câte 3 lucrători, oare asta nu ne pune un semn de întrebare? La televizor, când mă uit, domnule, vrem spitale. De ce vrem spitale? Când populația României scade și noi vrem mai multe spitale. Care e motivul? Nu cumva e motivul că din ce în ce suntem mai bolnavi? Nu cumva din munca noastră, din cea de toate zile, din puținii bani, 30% sau 20% îl cheltuim pe produse farmaceutice, nu pe alimente? Nu cumva aici ne e problema? Eu cred că da. Eu cred că da. Și aici trebuie, de asta spuneam aseară, într-o discuție, spuneam aseară, nu e o informare, e un strigăt. Pentru toți. Pentru toată țara asta e un strigăt. Domnilor, avem valoare. Haideți să ne punem în valoare oamenii, să ne punem în valoare munca noastră, să punem pe masa consumatorului final un produs de mare calitate. Vine austriacul și îmi spune, mă, voi n-aveți un caș ecologic, voi aveți un caș terapeutic, dar nu știți ce aveți. Haideți să-l punem pe masa tuturora, să căutăm, să-i sprijinim pe ea care încă pot să mai facă. Să antrenăm tineretul cu mama, cu tata, cu bunicul, cu bunica, să muncească în gospodărie și să vadă cumva palpabil prin bani, prin vânzarea produsului, să vadă cumva eficiența muncii. Copiii noștri trebuie să știe și să afle de la noi că munca lor are valoare. Că dacă nu valorificăm munca copiilor noștri, acei copii o să creadă că, domne, eu degeaba muncesc, eu degeaba ajut tata, eu degeaba ajut bunica, că n-are nicio valoare, eu nu iau nimic. Mâine avem concursul de împodobire a brazilor. Vă rog pe toți, haideți să stimulăm copiii, cei care au adus atmosfera de Crăciun în târgul nostru, în casele noastre, în familie cât au pregătit acele ornamente, să le cumpărăm, ca acei copii să simtă, m-am muncit o săptămână, am muncit 3 zile, am făcut ceva cu mâna mea și uite, are valoare, am cu ce să cumpăr un ghiozdan, am cu ce să cumpăr un pantof sau să cumpăr și un cadou. Haideți, asta este îndemnul. Haideți să fim alături de cei care muncesc. Și încă o dată vreau să spun că cei care cumpără produse din gospodăriile locale oriunde în țara asta, trebuie să conștientizeze că ajută direct la rămânerea în viața satului din țară. Vă mulțumesc mult, vă doresc o bună. Cine mai poate să spună ceva? Acum. Cred că ar fi bine să lăsăm acum și produsele să vorbească de la sine. Într-adevăr, produsele sunt cartea de vizită, oamenii sunt cei care le fac și oamenii aceștia trebuie să îi sprijinim în continuare. E ceea ce și noi vrem, pe cât se poate să fim alături de ei și să găsim mijloacele acestea necesare împreună cu toți de la nivel central, județean, local, cunoștințe, oameni cu experiență în diferite domenii, să facem cumva ca satul românesc să aibă în continuare viitor.
și prin grija celor de la Degustarium o să avem și câteva platouri cu aceste produse, dacă nu le-ați degustat încă, să vedeți un pic ce au pregătit producătorii și cine știe, dacă mai aveți noroc, să le găsiți la cumpărare. Eu vă mulțumesc tare mult tuturor că ați venit aici și să aveți câteva zile frumoase.